Combinăm un lucru clasic, un șnițel din capac de vițel, ăsta este capacul de vițel, cum e pulpa vițelului, lumea crede că partea aia bombată e cea mai bună, nu. Pe partea interioară a piciorului există această bucățică de carne în care se face șnițelul vienez. Este carnea cea mai fină de la vițel pentru șnițele. Așa, și o să tai câteva bucățele. Așa, și o să le umplu cu... Fac un soi de portofele așa delicate din șnițel și o să le umplu cu... am aici niște ștevie. Ștevie. Nu gătești acasă, nu? Să te învăț niște șmecherii. Nu gătesc acasă, da. Dar când eram mic am gătit. Da? Serios? Eram obligat să gătesc. Eu la bunicul meu am învățat să gătesc, dar nu de obligație, de, mă rog, mi-a plăcut foarte tare. Îmi aduc aminte de mama și vecinile ei. Da, ce pentru făcea? Că la noi, la Brad, da? La etajul 2, erau două familii de români, Falcă și Gândeș. O familie nemțească, Frank Carol, uh-huh. Și o familie Iuhas maghiară. Uh-huh. Și atunci fiecare învăța pe celălalt tot soiul de secrete, da. Da, uh-huh. De la fiecare. Uh-huh. Mișto asta. Vezi, mâncarea devine un mesaj de al prieteniei. Deci, ideea este că bați șnițelul cu această folie și nu se face, nu se fisurează. Poți să faci subțire ca pergamentul, așa? Asta clar mi-aduc aminte perfect. Ce făceau? Puneau deasupra și ei? Puneau șervețe. Deci am făcut, iată câtă, vedeți, dintr-un... S-a dublat pur și simplu suprafața. Ce vreau să fac aici? Am niște ștevie opărită. Și vreau să o amestec cu puțin ardei copt, cu puțină brânză și ou, o împătură și o prăjire. Este un șnițel foarte mișto. Aici am bătut niște ou. Punem... o tăiem așa puțin. E foarte mișto. Să știi că faptul că poți să-l umpli cu o iarbă de-asta chiar naturală, care nu-i crescută nici cu forța, că olandezii încă n-au venit cu pe piața noastră cu ștevia. E produsul nostru național. Bucățelele astea de brânză îi vor spori savoarea șnițelului nostru. Bun. Hai să încercăm să umplem pe primul. Facem un rulou, da? Deci la șnițelul vienez adăugăm o invenție românească, da? Eu sunt obsedat de ardeiul copt. Dă bine în orice combinație, așa? O să pun și la o salată. Fac acum o salată cu leurdă, dacă tot am... Dar bag și aici puțin. Da? În portofelul ăsta. Făina. Și pe zmetul. O să pun puțină sare, punem și după aia. Așa, avem și mirodenile, un amestec de piper, coriandru, enibahar, mă rog, cimbru, busuioc. Îl mui puțin în... trebuia să fac ou separat, dar merge și așa. În ăsta mai bag o dată. Așa. Șnițelul e o mâncare cu care păcălești foarte bine copii. Știu că aceeași mâncare pe care nu o mâncau, deci aceeași carne pe care Andrei, fiul meu, nu o mânca, dacă o făceam în tigaie prăjită, dacă era șnițel, era imbatabil. Știi? Bun. Unu, două. Ideea este că, sigur că ne putem umfla cu carne la nesfârșit, dar asta dacă o ajuți cu câte o chestie de asta, știi? Ia că te ce repede, știi? Țac, țac, țapac. Miroase deja frumos, știi? Că da, da. Această iarbă, ușor acrișoară, îi dă o mirazmă în plus, așa.
Deci o mâncare gătită în 5 minute, nu? Hai să vezi că o să devii dependent de șnițelul ăsta. Pentru că este și ușor și unctuos, așa puțin are o... Așa, lângă el o să fac tot o chestie de primăvară. Am aici niște leurdă. Leurda este verișoara urzicilor și a șteviei. Are un gust puțin usturoiat. Nu? Ai mâncat vreodată? Da, de mâncat am mâncat. Poți să guști așa, da? De un castron. Auzi, aș pune și niște gulie de aia, dacă ai o răzătoare. O să amestec leurda, pe care o pun așa crudă, cu ștevia asta, da? Și ideea este următoarea. O rup, pun puțină sare și puțin zahăr și o terfelești așa, o batjocorești puțin, da? Și zahărul? Și zahărul la orice salată, tu care ești din ești, ai devenit ardelean, păi zahărul la toată mâncarea, bine, influența austro-ungarei, dar chestii de la Viena, dar la orice salată, dacă pui puțină dulceață și puțină, uite, o să pun și puțină dulceață, bine că mi-am amintit, pun zeamă de portocală, pun puțină dulceață de ardei de ăsta, care nu este foarte dur, așa cum sunt dulcețurile de pe piață, poți să guști, asta este o dulceață dintr-un ardei care crește numai în Oltenia, la Calafat, în zonele alea. Originea e bulgărească, știi? Bun, am pus... Și aveau mulți ardei. Aveau și mulți ardei bulgari. Da. Mai punem și niște ardei copt. Uite ce mișto este. Știu un pic zona pentru că am făcut armata la Caracal. Aolo, da? Da. Ce orășel frumos ăsta de... Da, cu teatrul ăla foarte frumos, da. Cu parcul. Bine, dar nu mai se întâmplă nimic acolo. Au murit... A devenit oraș de pensiune, eu nu înțeleg ce naiba... Era oraș cu super armată, erau foarte multe unități militare. Da, știu, era chestia. Bine, în Oltenia era chestia cu armată multă. Da. Am făcut armata la cerere, la paraștiști. Da? Și așa am ajuns la Caracal. Așa, puțin ulei. Și am tras, am zis că pun și gulie, nu? Hai să răzuși niște gulie. Cred că nu te super, nu? Nu. No. Așa, numai pe... E dulceagă, așa și plăcută la... Și am inventat și eu, cu ocazia asta, o salată pe care n-am mai făcut-o niciodată. Deci... două plante de primăvară, da? Sălbatice, da? Una ușor usturoiată, una acrișoară, da? Ardei copt, gulie, sare, mirodenii, puțin zahăr. Gata, am rezolvat-o. Ți-am demonstrat în 10 minute. În 10 minute am făcut niște chestii absolut minunate. Felicitări. Așa. Felicitări.